Mihai Vodă câștigă victoria de la Călugăreni și numele de viteaz, de Dumitru Almaș. Mihai, banul Craiovei, l-a alungat pe Alexandru cel Rău și a luat el conducerea țării, așa că spre norocul poporului, în locul unui conducător rău și nevrednic, a venit un voievod viteaz și doritor de libertate. Cel dintâi gând al lui Mihai Voievod a fost să scoată țara de sub asuprirea sultanului. La început, a încercat să se înțeleagă cu vorbă bună. A cerut sultanului să nu mai ceară atâta bir și să nu mai umilească pe români. Dar turcul, trufaș, n-a vrut cu niciun chip. Atunci, Mihai Voievod a zis: "Dacă sultanul numai de sabie ascultă, n-avem încotro, ne pregătim de luptă." Auzind una ca asta, sultanul a trimis asupra țării românești pe Sinan Pașa cu oaste foarte numeroasă. L-a trimis cu poruncă să o subjuge și mai tare și să o pună la bir și mai greu. Credea că se va împlini ușor porunca, pentru că Sinan Pașa era un bătrân și foarte vestit general, temut de toți pentru priceperea lui în conducerea armatelor și câștigarea războaielor. Dar cu toate că oastea lui era de 10 ori mai mică, Mihai Vodă nu s-a speriat. I-a întâmpinat pe dușmani la satul Călugăreni, pe râul Neașlov. De la început, toți românii au luptat cu dăruire, cu îndrăzneală mare și vitejie. Se băteau doar pentru țara lor scumpă, pentru viața și libertatea lor. În frunte s-a aflat tot timpul Mihai Vodă, călare pe un cal negru, cu barda în mâna stângă, izbea fără milă. Cu putere de uriaș și cu mânie de trăznet, dobora tot ce întâlnea în cale. Dar pohoiul cel mare al turcimii venea și iar venea, ca dintr-un izvor fără sfârșit, năpustindu-se, înghesuindu-se, lovind năpraznic în români, au trecut podul peste apa Neașlovului și au umplut locul ca niște haite de lupi și turme de mistreți. Au luat cea mai mare parte a tunurilor românești. Sinan Pașa se credea biruitor și urla de fericire, îndemnându-și soldații să izbească mereu tot mai cu tărie. Momentul era nespus de greu pentru români. Cum să țină piept unul contra 10? Ba unii boieri, speriați, se gândeau pe unde să fugă. Pe la amiază se părea că românii au pierdut bătălia. Mulți erau răniți, gemeau de durere, dar din luptă nu se retrăgeau. Se strângeau în jurul lui Mihai Vodă și se băteau până la ultima sfârnire de viață. Așteptau minunea salvării. O așteptau de la voievodul lor, aflat tot în frunte, nebiruit. În acele clipe grele și amare, Mihai Vodă, ajutat de căpitanul Stroie Buzescu, a ispit cu barda în pașă, doborându-l de pe cal. Turcii s-au oprit un moment nedumeriți. Vodă le-a simțit șovăiala și a strigat unui capitan: "Atacă pe dușman dinspre stânga!" Iar altuia: "Atacă spre dreapta!" Poruncile măriei sale au fost îndeplinite fulgerător de repede. Minuni de vitejie au săvârșit atunci toți căpitanii și ostașii lui Mihai Vodă, dar mai ales el, voievodul, a condus lupta cu dibăcie și a izbit cu putere și cu mânie acolo unde era primeștia mai mare. Se spune că 4 generali turci ar fi căzut sub barda lui cea ascuțită și cu maestrie mânuită. De la o vreme, lovis tot mai necruțător,
turcii au început să se retragă. Și cum nu mai încăpeau pe pod, mulți au intrat în mlaștină. Împinși de români din spate, se afundau cu cai cu tot în apă și în mocirlă și nu mai puteau ieși. Văzând așa, Sinan Pașa a strigat: "Aduceți în față steagul cel sfânt!" Era vorba de un steag mare, verde, pe care turcii îl scoteau numai în ceas de mare primejdie. Îl arătau soldaților care, crezându-l sfânt, se îmbărbătau în bătălie și se luptau până câștigau victoria. Venind în fața șirurilor de bătaie, stegarul a fluturat sus, deasupra soldaților, mărețul steag verde cu semilună de aur. Îl flutura și urla îndemnuri la luptă. Dar zadarnic, înaintarea românilor nu mai putea fi stăvilită și nici retragerea pohoiului turcesc nu se mai putea opri. Se zice că, prăbușindu-se în apă, teribilul general Sinan Pașa și-ar fi pierdut și ultimii doi dinți pe care îi mai avea în gură și ar fi pierit acolo, înecat în mocirlă, dacă n-ar fi sărit un slujitor de-al lui să-l scoată. În lupta de la pod, românii au doborât și pe stegarul turc și i-au luat steagul cel mare, verde și sfânt. Bătălia de la Călugăreni a fost o însemnată biruință românească pe care turcii n-au uitat-o niciodată. Marele erou al acestei victorii a fost Mihai Vodă, căruia istoria i-a zis pe drept cuvânt viteazul. Lectură plăcută.